Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului, dragii mei. Bună ziua, dragilor, bună ziua, Georgica. Ce urmărim în emisiunea de astăzi? Păi, în emisiunea de astăzi îl urmărim cu atenție pe domnul președinte de la LAPAR. A, domnul Baciu, da. Așa, care vine să ne spună care sunt problemele agricultorilor și ce s-a discutat în marea conferință. Asta în partea a doua, în partea întâi. Uite, În partea întâi, dragă, începem cu o serie de reportaje în care să prezentăm oamenilor oportunități de afaceri care se pot face la țară. Extraordinar. Ia zi tu ceva, uimește-mă. Păi am să-ți prezint întâi o doamnă de la Mehedinți care a început și are o afacere extraordinară cu costume populare, de exemplu. Interesant. Mai avem doi primari, unul alb și unul negru. Deci începem cu doamna? Începem cu doamna și restul lăsăm spectatorii să descopere și așa, le mai dăm câte o surpriză, pas nu? Pas cu pas. Doamna de la Mehedinți. Am început de la pasiunea pe care o aveam în suflet și de la nevoia de a câștiga un bănuț cu care să trăiesc. Și aceste două lucruri s-au concretizat în faptul că mergeam la festivaluri, concurs de muzică populară și am fost angajată la ansamblu Danubius din Drobeta Turnu Severin. După un an de zile am fost concediată din motive obiective. În acea perioadă mi-am confecționat un costum popular pentru mine. Împreună cu mama mea am lucrat la el. Așa, foarte bine. Da. Așa, așa. A ieșit un costum frumos. Toți colegii mei de cântec cu care mergeam și cântam și-au dorit și ei. Și am început să confecționez un costum, două, văzând că colegii mei își doresc și ceea ce fac eu place, m-am gândit să fac o afacere. Așa a pornit totul. Condiția antreprenorului român este, are la bază, la plecare, un disconfort, o criză personală. Dacă observați, majoritatea antreprenorilor din mediul rural și nu numai, povestea lor începe cu am fost dat afară din serviciu, firma la care lucram n-a mai mers, am avut o problemă personală. Cumva ceea ce m-a impresionat la Oana este felul în care contrazice tipul clasic de abordare din zonele rurale din România sau tipul pe care îl întâlnim în foarte multe cazuri, și anume că nu putem face nimic pentru că n-avem șansă și pentru că nu ne ajută nimeni. Prima comandă pe care am avut-o a fost pentru ansamblul Iliacu de la Ponoarele și pentru care domnul primar al comunei a vrut să facă nici mai mult, nici mai puțin de 56 de costume. Mi-a fost foarte teamă și n-am gândit că o să reușesc. De ce? Nu aveam banii disponibili pentru materia primă. Iar dacă aș putea să-i mulțumesc vreodată personal unui domn pe care nici astăzi nu-l cunosc, nu știu cum arată și cine este, cu care am vorbit doar la telefon și pe care l-am sunat și am explicat exact situația așa cum vă spun acum dumneavoastră, probabil că de milă, după tot ce îi spuneam eu acolo, m-a întrebat de cât material am nevoie. Am făcut un necesar de material, mă rog, valoarea facturii respective a ajuns undeva la 6.000 de lei. Destul de mult pentru mine în acea perioadă. Și mi-a trimis acest domn toate materialele necesare pentru acele costume. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, poate că Dumnezeu, poate că mai sunt și oameni care apreciază. Eu când i-am spus domnului respectiv la telefon că am 28 de ani și că vreau să fac costume populare și că vreau să le lucrez numai manual, poate că asta l-a impresionat. Și domnul Brânceanu, chiar discutau acum, de la Covasna este, dar eu nu vă spun cât am rugat acest om ca să mă ajute. Cred că acest gen de determinare, de fapt, este unul dintre ingredientele esențiale ale succesului. Chiar dacă nu știi exact cum ai să rezolvi problema, știi
că vrei să o rezolvi și știi că vei trece peste ea și că vei face tot ceea ce este necesar ca să rezolvi problema. După ce am făcut acele costume de la tonoarele, am prins curaj. Acum, având deja experiență, puteam să particip la licitații de costume populare și având și materia primă, mi-a fost mai ușor. Acum pot să spun că ne chinuim. Sunt 9 femei care lucrează într-un spațiu de 16 metri pătrați. Acolo războiul de țesut, acolo mașina de cusut, acolo femeile care lucrează manual. Și le e destul de greu. Și lor îmi e destul de greu și mie, pentru că toată casa mea este și a lor. Din nevoia de a avea un spațiu pentru a produce comenzile care veneau din ce în ce mai multe, m-am gândit să fac și eu ceea ce vedeam că face lumea cealaltă, adică să apelez la fondurile europene ca să-mi permit să-mi fac un atelier în adevăratul sens al cuvântului. Mă aflu acum aici în spațiu unde va fi magazinul nostru când vom reuși să facem construcția, spațiul nostru de prezentare. Normal că am apelat și eu la o firmă de consultanță și s-a ajuns așa la o suprafață de 180 de metri pătrați și la o valoare de 190.000 de euro. Vom avea undeva acolo pe peretele acela, vor fi 3 războaie de țesut. Pe partea asta la altă vom avea mașinile de cusut. Și vom pleca de aici pentru că lucru manual nu se va face în acest spațiu. Avem un spațiu separat pentru a nu fi deranjate femeile care lucrează manual de zgomotul care se face la mașina de cusut și la război. Având în vedere că din această valoare doar 30% era partea mea, m-am dat în această nebunie, deși cu teamă. 30% din această valoare înseamnă 60.000 de euro. Destul de mult pentru mine. Și atunci, normal că a trebuit să apelez la o bancă. Acesta este spațiul unde se va lucra manual. 6 femei vor avea fotolii, scaune și o măsuță, două, în funcție de cum o să avem și spațiul necesar. Toată lumea care va lucra aici va fi îmbrăcată nu neapărat în costum popular, așa cum purta bunica, dar obligatoriu va avea o ie, un îndemn pentru toată lumea care își dorește să achiziționeze o ie, se poate purta și pe stradă, nu doar la festivaluri. La mine problema cea mai mare a fost de încredere. Domnul director de la banca respectivă s-a pus în mașină și a venit să vadă aici dacă într-adevăr eu fac aceste costume populare acum și dacă într-adevăr sunt femeile care lucrează în camera mea și dacă într-adevăr, așa cum îi spunea, sufrageria mea este magazinul. Și de atunci nu am mai avut niciodată probleme la bancă. Nu banii au fost problema, banii au venit. Ideea, poate că mulți au avut ideea asta, nu? Și mie mi se părea o idee bună. Dar felul în care ea a reușit să urmărească și să facă din asta o realitate este extraordinar. Ceea ce o avantajează pe Oana este faptul că ea dezvoltă acum o afacere într-o nișă care presupune lucru manual, care presupune tradiție și care presupune produse unicate. Este într-o zonă unde își poate construi un avantaj competitiv important. Exact pe această trăsătură a afacerii ei. Încercăm să vă ajutăm să vă punem la cei care mă scrieți în program produsele pe internet. Da? Într-o platformă simplă. Poate din nevoia de a învăța cât mai multe, m-am înscris la cursurile de rural antreprenor. După participarea la aceste cursuri mi-am făcut site, pentru că nu aveam și am înțeles acolo că este o parte foarte importantă pentru promovarea produselor mele. Prezența online este, de fapt, cel mai ieftin instrument de promovare. Și marele avantaj al mediului virtual este că nu este local. Ceea ce înseamnă că îi dă acces la comunitățile de români din străinătate. De asemenea, online-ul îi dă acces la comunități deja formate, de exemplu, comunități de femei,
care discută, sunt comunități formate online care discută diverse subiecte, inclusiv modă. Vreau să vă spun că sunt foarte supărată când văd femeile că stau, în special vara, la poartă, pe bancă. Mi se pare mie că atunci când stau pe bancă ar putea să și lucreze, să și coase. 85% din oamenii din țara asta, există cercetări care spun asta, 85% dintre oamenii din România cred că nu au puterea să schimbe absolut nimic în următorii 3 ani, în viața lor sau în țară. Și atunci stau eu și mă întreb de ce oamenii din ziua de astăzi așteaptă mereu un sprijin și un ajutor să vină de undeva de sus, fără să facă nimic. Așa cum eu am putut și cu cusătura și cu acu am reușit să-mi câștig existența și iată că să se dezvolte atât, decât să aștept și să spui nu mă sprijină nimeni, de ce să nu încerce, că se poate totuși.